Bun venit pe scara cuvintelor. Ritualul, în general, este definit în legătură cu un comportament despre care se spune că ar consta în acțiuni prescrise, efectuate periodic și repetitiv. Ritualul religios, însă, este întotdeauna o expresie de ordin formal, supusă unui crez de ordin esențial. El constă, așadar, în acțiuni sau practici practici, incluzând mișcări fizice ori cuvinte acompaniatoare, ce se pliază pe o poveste adevărată sau, în cazul altor religii decât creștinismul, pe un mit. Prin funcționalitatea sa, așa cum spune și Aurel Codoban, profesor universitar și specialist în hermeneutică, ritualul este o tehnică de manevrare sau manipulare a sacrului sub aspectul său de putere. Dacă mitul spune sau semnifică ceva, ritualul operează potrivit acelui ceva. Însă, atât mitul cât și ritualul converg prin funcție. Ambele au rolul de a manipula sacrul spre sau pentru sacralizarea profanului. Ritualul religios, așadar, este expresia materială, constând în acțiuni și cuvinte solemne, ceremoniale, care îmbracă sacrul cu scopul de a-l aduce în spațiul mundan, cu scopul de a-l face palpabil și de a-l folosi. Astăzi se vorbește insistent despre o degradare a funcțiilor ritualului. Același profesor observă că dacă în trecut comportamentul omului era adesea ritualizat, din pricina faptului că în acțiunile sale el, omul, simțea că intră în mod constant pe teritoriul sacrului, astăzi din pricina așa-numitului comportament adaptativ, înțelegându-se prin această o adaptare a omului la noul context istoric social complet desacralizat, ritualul religios curent aproape că a dispărut. Să luăm de pildă unul dintre cele mai cunoscute ritualuri pe care le practică omul modern, băutul cafelei. El nu mai semnifică nimic, fiind doar un complex de acțiuni repetate de-a lungul zilei, ori în cursul dimineții în jurul unui obiect material, cafeaua, cu o func funcție exclusiv fiziologică. Dacă am așezat acest ritual într-un alt context istoric, cu mii de ani în urmă, funcția lui ar fi cu totul alta, căci omul, în contextul respectiv, ar fi atent mai degrabă la semnificațiile din spatele consumului de cafea, nu la efectele fiziologice ale acesteia. Din pricina calităților sale, Bobul de cafea ar fi considerat cel mai probabil un dar oferit de vreo zeitate, iar practica băutului cafelei s-ar supune acestei conotații sacre. Firește că, în acest caz, aduc în fața dumneavoastră doar un exemplu, dar modelul de comportament merită avut în vedere, dat fiind faptul că astăzi ritualul s-a golit de semnificații, nefiind operant cu funcția lui originară. Aurel Codoban crede că degradarea funcțiilor ritualului este cauzată de desprinderea acestuia de mitul care îl vitalizează. În alte cuvinte, ritualul și-a pierdut funcțiile originare fiindcă nu mai are în spatele lui o poveste, ci o simplă nevoie adaptativă ce ține mai degrabă de conservare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, povestea însă și este importantă, fiindcă pe ea se pliază expresia ritualică. Bună oară! Dacă eu aprind o lumânare pentru un mort, fac acest lucru din pricina unui adevăr pe care îl susține o comunitate sau o instituție religioasă din care fac parte, anume că aprinzând acea lumânare ajut sufletul mortului în vreun fel. Dacă povestea este falsă, ritualul meu este expresia materială a acestei falsități. O deformare cât de mică a esenței dă formei, în timp, o funcție greșită. De remarcat însă e faptul că orice ritual religios este susținut de un adevăr de credință de care depinde în formă și în finalitate. Creștinismul a reușit să conserve ritualul religios într-un mod asemănător. Cunoaștem toți episodul în care Isus Hristos a luat pâinea, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, așa cum a făcut și cu vinul. Gesturile sale au fost acompaniate de cuvinte. La final, Isus a cerut ucenicilor să repete acest ritual în amintirea lui, iar ucenicii au făcut-o. În virtutea misiunii pe care au primit-o, ei au transmis ritualul și ucenicilor lor. Nevoia omului de a se adapta în funcție de contextul istoric și social a deformat progresiv adevărul, transformând cuvintele Mântuitorului și, în consecință, cele două elemente materiale asupra cărora acesta a acționat transformând toate acestea în impulsuri polemice și dezbinătoare. Au apărut fel și fel de concepții asupra ceea ce a vrut să spună și a făcut Isus Hristos cu tot atâtea practici ritualice. Dacă unii cred că pâinea și vinul se preschimbă cu adevărat în trupul și sângele lui Hristos, alții le consideră doar simboluri sau semne reprezentative. O carte parțial lămuritoare în această chestiune și pe care o vom analiza în cele ce urmează este Cinci concep concepții despre cina Domnului, apărută la editura Casa Cărții din Oradea. Iar dă, succesiv, prin textele unor reprezentanți de seamă a cinci denominațiuni creștine: catolică, luterană, reformată, baptistă și penticostală, iar dă, ziceam, perspectivele acestor culte asupra importanței ritualului practicat la cererea inițiatorului, cu majusculă. Ale le detalia aici poate fi foarte obositor. Merită însă rezumate. Concepția romano-catolică. Ritualul catolic, preponderent sub forma liturgiei sau a misei, misa, vine de la uh, expresia misa est, mergeți, sunteți trimiși, are în centru euharistia ca sacrament. Sacramentul este ceva de ordin misterios și ritualic ce poate avea o eficacitate de sine stătătoare nedepinzând de credința participantului. Astfel, botezul este aplicat pruncilor chiar dacă aceștia nu au puterea de a discerne, iar eficacitatea lui constă în aceea că șterge păcatul originar sau păcatul adamic. Pâinea și vinul, sub acțiunea cuvintelor și gesturilor mântuitorului, repetate de către o persoană ordinată ca reprezentant al lui Hristos însuși, se transformă în mod misterios, de neînțeles și de neexplicat, în persoana Mântuitorului, devenind astfel Euharistie. Catolicii numesc această transformare drept, drept transubstanțiere și menționează că au preluat acest termen din filozofia greacă pentru a nuanța preschimbarea în esență a celor două elemente materiale, nu în formă. Cu alte cuvinte, pâinea și vinul rămân în aparență pâine și vin. Sunt accidente materiale, dar în esență, ontologic, ele devin persoana Mântuitorului. Un alt detaliu important pe care îl menționează reprezentantul romano catolic este acela că Euharistia sau jertfa din timpul liturgiei, deși este o jertfă reală, nu este o repetare a ei în mod real. Nu este o completare sau adăugare, căci Ia această jertfă, a fost odată pentru totdeauna. Este deci o reprezentare, a face din nou prezentă, o reprezentare nesângeroasă. În plus, ea nu diminuează jertfa de pe cruce. Pâinea și vinul în timpul liturgiei devin Hristos întreg, trup și sânge, duh și divinitate, chiar dacă această preschimbare nu este vizibilă. Prin funcție, Euharistia este ceva dinamic, căci reprezintă, actualizează jertfa, ceva participativ, căci aduce împreună comunitatea, accentuând menirea ei pastorală. Este ceva ce subminează condiționările temporale și spațiale, practic anulează spațiul și timpul. Este ceva ce împărtășește, la timpul prezent, moartea și înălțarea lui Hristos. Catolicii resping concepțiile extremiste cu privire la euharistie. Ei nu înțeleg că pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele cristic ad litera, ci în persoana lui. Persoana nu este corporalitate doar. Dar nici că acestea două sunt doar semne reprezentative, adică doar simboluri. Ei cred că atunci când Hristos a vorbit de trupul său, s-a referit la întreaga lui persoană, nu la carnea lui. În ceea ce privește practica, Catolicii au fost acuzați în repetate rânduri de exclusivism, prin aceea că, potrivit doctrinei lor, doar persoanele ordinate au dreptul și capacitatea de a realiza transubstanțierea, mai sus menționată, iar primirea euharistiei este interzisă celor ce nu împărtășesc credința catolică. Autorul textului se apără, arătând că, în această abordare discriminatorie, ei nu respectă niște norme de disciplină învechite, ci îndemnul lui Pavel cu privire la unitatea de la masă. Concepția luterană are în centru același sacrament, adică aceeași transformare misterioasă și cu eficacitate autonomă a obiectelor. Cu mențiunea că aici nu e vorba despre persoana lui Hristos, ci despre corporalitatea Lui. Reprezentantul luteran este de părere că Euharistia nu ar avea nicio putere dacă în ea nu ar fi prezent în mod real Hristos. Pentru a susține punctul de vedere, el explică cristologia luterană punctând câteva dintre principiile ei și anume Isus va avea întotdeauna trupul uman și sufletul asumat la naștere. Umanitatea lui nu este comparabilă a umanității unui obișnuită. Umanitatea lui este într-o reală comuniune cu Divinitatea lui. Atributele divine sunt transferate naturii sale umane, drept care corporalitatea lui poate fi omniprezentă. În acest sens, El, Hristos, poate fi prezent și un, în Euharistie, în corp, în trup, în carne și sânge. Cu mențiunea că acest lucru se petrece într-un mod invizibil, supranatural, dar în niciun caz transubstanțial, cum spun catolicii. Funcția Euharistiei sau împărtășaniei, adaugă autorul, este ea însăși dovada care îi susține spusele, căci, în primul rând, aceasta garantează iertarea și curățarea celor care o primesc cu credință. În al doilea rând, ea este mana supranaturală care susține noul Israel în pelerinajul prin pustiul acestei vieți. Și în al treilea rând este un medicament al nemuririi, un remediu al morții. Dacă ea ar fi ceva fictiv, ireal, ceva de ordinul persoanei ca întreg sau de felul semnului, ar fi incapabilă să-și împlinească aceste trei funcții. Concluzivă este afirmația lui Luther în această privință. Hristos a instituit sacramentul, spune Luther, pentru a fi în timp și spațiu la fel de aproape de noi pe cât a fost față de ucenici odinioară. Concepția reformată este ceva mai bine sistematizată decât cele anterioare, cu atât mai mult cu cât au existat trei mari reprezentanți care au adus tot atâtea perspective înlănțuite progresiv. Ulrich Zwingli, reprezentantul memorialismului, a susținut separarea semnului de realitate, întrucât, spunea el, Dumnezeu nu poate fi legat de niște obiecte. Semnul e semn în sine, dar el semnifică ceva, un ceva pe care îl reprezintă. El este, deci, un simbol, simbolul fiind prin definiție cel care face legătura între două realități, semnificatul și semnificantul. Pâinea și vinul rămân pâine și vin, ele nu se transformă în sensul în care cred catolicii sau luteranii, dar arată spre o altă realitate. Arată către realitatea lui Hristos cel înviat și înălțat. Sacramentele, continuă el, nu dau o credință mântuitoare. Prin urmare, ele nu sunt sacramente, adică ceva ce au eficacitate în ele însele. La fel cum celebrările sau monumentele ne aduc aminte de un eveniment dându-ne o credință istorică, la fel și celebrarea cinei Domnului, care este o comemorare, o memorare împreună, prin intermediul obiectelor numite de alții sacramente, ne dau o credință istorică. Credința mântuitoare însă vine doar de la Duhul Sfânt. Heinrich Bullinger, reprezentant al paralelismului, crede și el că sacramentele sunt semne care arată spre ceva, dar ele nu sunt doar simboluri, ci analogii ale acțiunii harului lui Dumnezeu, fără însă ca ele să aibă putere în ele însele. Când mănânci sacramentele, faci ceva vizibil, ceva care arată ceea ce se întâmplă în tine în mod invizibil prin acțiunea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, ritualul este o paralelă materială vizibilă a unei dinamici interioare duhovnicești. Calvin, considerat reprezentant al instrumentalismului, susține că cina Domnului este un dar făcut de Dumnezeu omului, un dar de natură materială, potrivit materialității omului. El conferă ceea ce semnifică. Altfel spus, el ne oferă însă substanța trupului și a sângelui său, căci nu poate rămâne în afara noastră. Dacă Hristos ar rămâne așa, ar fi inutilizabil. A nu se înțelege că noi consumăm carne și sânge, ci doar că prin intermediul Duhului Sfânt ne unim cu Hristos, care rămâne acolo unde a ajuns, în cer. Acest adevăr nu poate fi explicat, doar Duhul Sfânt este capabil să unească lucrurile separate. Elementele din cadrul cinei sunt instrumente prin care sub acțiunea Duhului Sfânt suntem înălțați în cer într-o realizare a unității cu Hristos. Iată de ce cina Domnului nu este niciodată sub controlul Bisericii sau al omului, ci sub controlul celui ce a dat-o. Concepția baptistă și penticostală. Am pus împreună aceste două concepții, deși ele sunt tratate în carte separat, întrucât, în esență, sunt asemănătoare. Atât baptiștii cât și penticostalii nu își subsumează închinarea unui sacrament. Întrucât acesta nu există. Pâinea și vinul sunt simboluri fără putere în ele însele. Sunt ceea ce sunt arătând către o altă realitate. Este, în mod evident, o concepție asemănătoare celei a lui Zwingli. În ce privește pe baptiști, autorul susține că nu există un consens clar de ordin conceptual în privința cinei, ea nefiind altceva decât o comemorare cu mențiunea că nu intensifică în vreun fel Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu este mijlocit niciodată de vreun obiect material, exterior. Sunt astfel respinse atât ideea unei prezențe reale fizice a lui Hristos, cât și ideea unei absențe reale a acesteia. Hristos este prezent și activ, dar nu prin intermediul obiectelor sau a ritualului aferent acestora. De fapt, Hristos este și rămâne în cer, la dreapta Tatălui până la a doua sa venire. Însă Duhul Sfânt, care este Duhul lui Hristos, îl aduce pe acesta în mijlocul credincioșilor, hrănindu-i din punct de vedere spiritual. Acest lucru se petrece nu doar la cină, ci în cadrul oricărei închinări, câtă vreme ea are loc în condiții adecvate voii lui Dumnezeu. Memorabile sunt remarcile lui Monroe Dodd. El spune că cina Domnului este proclamarea unei acțiuni trecute, afirmarea unei experiențe actuale, profeția unui eveniment viitor. Sau spune că cina Domnului este inelul de cununie al bisericii. În cazul penticostalilor, lucrurile stau într-un fel asemănător, deși reprezentantul lor atrage atenția că, din pricina vindecărilor petrecute în timpul cinei, atenție însă că acest fapt nu este o constantă, ci mai degrabă o excepție, din pricina acestor vindecări, ar exista posibilitatea unei intensificări a Harului. În rest, în tocmai ca la baptiști, penticostalii nu acordă importanță nici obiectelor, nici ritualului, acesta din urmă fiind relativ scurt. De notorietate este accentul pus pe lucrarea Duhului, care însă nu atacă cristocentricitatea penticostalismului, căci acesta, îl recunoaște pe Hristos ca fiind cel care botează cu Duhul Sfânt, adevăratul vindecător și sfințitor. De asemenea, de remarcat e felul în care autorul recunoaște lacunele teologice din interiorul denominațiunii din care face parte, sperând într-o imediată rezolvare a lor. Am încercat să fiu cât mai succint în prezentarea pe care am făcut-o, cu riscul de a nu fi oferit detalii importante, care ar putea prezenta mai limpede și mai coerent cele cinci concepții. Însă ceea ce este evident la o primă privire este că cu cât se acordă o mai mare importanță ritualului, cu atât sunt necesare mai multe cuvinte, mai multe argumente, mai multe precizări, uneori smulse din documente ce nu au legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Și parcă cu cât se amplifică aceste explicații, cu atât adevărul pare a fi lăsat tot mai în urmă, tot mai în ceață nuanțele, mutându-se de pe esență, pe forme. Că Hristos a fost trup, nu simbolul trupului, că trupul este persoană sau că trupul este corporalitate, etc. În plus, cu cât formele sunt mai complicate, cu atât apar mai multe aspecte coercitive, ajungându-se până la ierarhizări de tip instituțional sau sacerdotal, complexitatea ritualului necesitând o tot mai amplă pregătire intelectuală și spirituală cu implicațiile specifice. Ritualul este ceva bun, ceva necesar omului câtă vreme operează cu semnificații fundamentale, cu adevăruri de credință care îl releagă. De aici vine religie pe acesta, pe om de Dumnezeu. Când adevărul este pilonul ritualului, când ritualul îmbracă sacrul, el își poate împlini funcția. Când însă adevărul este distorsionat, este relativizat, ritualul plindu-se pe un adevăr relativ, Capătă o funcție relativistă. În cadrul unui ritual care îmbracă Cina Domnului, dacă obiectele materiale joacă rolul principal, așa cum se întâmplă cu sacramentele, adevărul numit Hristos este relativizat, este limitat, iar sacrul, înțeles ca divinitate, devine manipulabil și se manifestă chiar și în afara credinței participantului. Sumedinea de explicații doctrinare în acest caz nu face decât să te îndepărteze și mai mult de sensul, până la urmă atât de simplu al cuvintelor lui Hristos. În plus, în ciuda solemnității cu care este efectuat, din cauza că sacrul se arată a fi ușor manipulabil, în timp el își pierde puterea, mai degrabă fictivă, iar ritualul se transformă într-o rutină în care semnificațiile și relevanța lor este diluată de lume. Firește că și în celălalt caz, când obiectelor nu li se mai acordă nicio atenție, poate interveni rutina. Dar aici lucrurile țin mai degrabă de nevoia omului de a se adapta. O nevoie firească, însă nici de cum potrivită mandatului pe care l-a primit de la Dumnezeu, căci omul nu a fost creat pentru această lume. Rămâne de dezbătut cum anume am putea evita, în comunitățile noastre, transformarea ritualului într-o rutină. Întrebarea își găsește corespondentul într-un principiu foarte clar, reperabil în Exod și mai ales în Levitic. Omul are nevoie de ritualuri, dar nu a fost creat pentru ritualuri. Chiar dacă nu pot fi eliminate, ele nu trebuie să fie fixe. Aici am avea un punct de pornire.